Calculul este făcut de către Eurostat, barometrul economico-social al Comisiei Europene. Conform cele mai avizate surse europene la nivel de analiză a celor 28 de state membre, în perioada 2008-2013, România este printre campionii creșterii costului orar al forței de muncă. Raportul a fost furnizat în urmă cu doar câteva zile și ne situează chiar în spatele Bulgariei, campion absolută în ceea ce privește acest criteriu de analiză. Astfel, în acest clasament, Bulgaria se află pe primul loc în intervalul amintit, 2008-2013, cu o creștere de 44,1%, urmată de România cu o creștere de 32,8%, în vreme ce cele mai mici creșteri s-au înregistrat în Marea Britanie, 6,3%, Lituania 5% și în ultima țară membră a Uniunii Europene, Croația 0,7%. Ei bine, aceasta ar fi jumătatea plină a paharului sau, dacă vreți, informația ce s-ar putea să se încerce a fi speculată de către politicieni, ce ar putea încerca astfel acumularea de capital politic. Numai că, există și o a doua jumătate de adevăr deloc favorabilă României. Asta pentru că cifrele arată că, în ciuda acestei creșteri, România este tot la coada clasamentelor în ceea ce privește costul orei de muncă. La momentul actual, cel mai mult se plătește în Suedia, 40,1 euro pe oră, urmată de Danemarca, cu 38,4 euro pe oră. În vreme ce la coada clasamentului pe 27 se află România, 4,6 euro pe oră și Bulgaria, pe locul 28, 3,7 euro pe oră.